Urmaz a protejat, vine Rareș Pop, combină cu celălalt Puști, Puști în continuare Petrila în fața lui Medina, minge pentru Christensen, norvegianul saltă frumos și este gol, super gol, Rareș Pop din pasa excelentă a lui Christensen. Minutul 23. Era normal, era greu pentru Slobozia să mai reziste, dar execuția asta lui Rareș Pop este al doilea gol spectaculos pe care îl marchează tânărul jucător adus de la UTA. Remarcă o dată în plus pasa de excepție. Pasa foarte bună dată de Christensen. Iată ce moment bun prinde, înțelege și cu câtă calitate lovește mingea. Calitate, precizie. Așa a pasat dinamovistul Olsen. Da. Chiar în meciul cu Slobozia. Exact, asta da, da. Atunci a scris Cârjana, da, vorba. Frumoasă fază. Frumoasă și avantaj și absolut meritat. Așa este. Absolut meritat. Acum să vedem dacă Rapidul reușește să mențină acest ritm. Pentru liniștea lui Șumudică și pentru liniștea suporterilor ar mai fi nevoie de un gol. Nu mai se mici, gata. Asta unde o fi aterizat? În curtea unui localnic de acolo, de la Clinceni. Berian. A fost agățat în prima fază, putea să fluiere. Îl faultează pe Hasan. Da. S-a întors, s-a faultat. Dar este o intervenție din categoria celor apreciate în fotbal și numite pretențios fault tactic. Ca să vă dați seama cât de strâns este campionatul, la acest scor, Rapidul a urcat pe 8, este la doar 3 puncte de primul loc de play-off pe care îl ocupă Petrolul. Sigur că mai sunt câteva restanțe. De fapt, nici măcar nu sunt foarte multe, sunt vreo două. Da, Craiova și... Da.